Miercuri 21 august începe perioada de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de președinte a Republicii Moldova, dar și de solicitarea înregistrării în calitate de participant la referendumul republican constituțional din 20 octombrie. Despre acest lucru a anunțat Comisia Electorală Centrală. În comunicatul de presă al instituției se menționează că un candidat la funcția de șef al statului trebuie neapărat să creeze un grup de inițiativă. Pentru înregistrarea acestuia este necesară depunerea unui pachet de documente nu mai târziu de 50 de zile înainte de ziua alegerilor. După aceasta, Comisia Electorală Centrală va lua o decizie în termen de 3 zile. Data limită pentru depunerea documentelor de înregistrare a grupurilor de inițiativă este 31 august. Grupurile de inițiativă vor colecta semnături în susținerea candidaților. Listele de semnături trebuie să conțină cel puțin 15.000 și nu mai mult de 25.000 de semnături ale susținătorilor, colectate din cel puțin jumătate din numărul unităților administrativ-teritoriale de nivelul 2 al Republicii Moldova. Vor fi considerate corespunzătoare unitățile administrativ-teritoriale de nivelul 2, în care au fost colectate cel puțin 600 de semnături. Listele și pachetul de documente vor fi transmise CEC-ului pentru examinare. Termenul limită este 20 septembrie. De asemenea, începând cu 21 august, partidele politice și blocurile electorale vor putea depune cereri la CEC pentru a se înregistra în calitate de participanți la referendum. Termenul limită pentru depunerea cererilor de înregistrare este la fel, 20 septembrie. Alegerile prezidențiale și referendumul constituțional privind modificarea Constituției vor avea loc pe 20 octombrie.